Polițiștii mehedințeni au continuat activitățile preventive la liceul Gheorghe Țițeica din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Elevii au avut ca teme de discuție prevenirea consumului de droguri, bullying-ul și răspunderea contravențională și penală a minorilor. Polițiștii biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiștii compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității și reprezentanții ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți, au continuat activitățile preventive la liceul Gheorghe Țițeica din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Astăzi avem bucuria de a avea în mijlocul nostru, ca și anul trecut, reprezentanții IPJ Mehedinți, care vor participa la diverse ore de cursuri, începând cu clasa a noua, și care vor aborda probleme legate de prevenția utilizării substanțelor interzise, prevenția violenței și a bullying-ului în școlile noastre. Au fost discutate și normele de conviețuire socială, comportamentul adecvat în școală și zonele adiacente. Biroul Siguranța Școlară, în colaborare cu Poliția Municipiului Drobeta, Turnu Severin, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară o serie de activități pentru siguranța mediului școlar, pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice și prevenirea delinvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. În acest sens, activitățile desfășurate la complexul de licee constă în prevenirea absenteismului, constă în prevenirea fenomenului de bullying și a violenței din mediul școlar, dar și comportamentul de după orele de curs. Astfel de activități vor continua pe toată perioada anului școlar.